Titlul mesajului meu de astăzi este Mintea e casa gândurilor. Mintea e casa gândurilor noastre. Și vreau să vă spun, casa aceasta are un acoperiș. Ați văzut vreo casă fără acoperiș? Ai zice, nu-i normal omul ăla, dacă își face o casă, își mută lucrurile înăuntru. Noi am făcut asta cu biserica, am zugrăvit, am fost totul și n-aveam acoperiș, știți? Dar n-am făcut-o pentru 10 ani. Am făcut-o pentru că Dumnezeu a zis, faceți. Și n-a plouat, a plouat în jur, dar aici n-a plouat. Doar pentru că am ascultat. Nu poți trăi fără acoperiș la casă. Biblia e acoperișul care ține orice intemperie, orice lucru departe. Nu lasă să intre înăuntru tău. Și credeți-mă, Biblia acoperă tot. Acoperă fiecare domeniu. Nu este domeniu, nu există o situație de viață pe pământul ăsta care să nu fie acoperită de Biblie. Care să nu dea, în Biblie găsim soluția pentru orice lucru, că e vorba de familie, de relații, de finanțe, de sănătate. Absolut, spune cu mine, absolut. Absolut e un cuvânt absolut. Absolut orice lucru din viața noastră e acoperit de Biblie. Dumnezeu a avut grijă. A avut grijă ca cuvântul lui să acopere tot. Și de aici vreau să pornesc mai departe. Vreau să vă spun că mesajul meu de astăzi are 6 puncte. Nu înseamnă că e dublu timpul. N-am zis asta? E același timp și sunt sigură că în timp... Știți cum e? Mi-a fost foarte greu. Asta a fost lupta mea să am doar 6. Și mi-a fost foarte greu să am doar 6 pentru că am o experiență bogată cu privire la minte și la lupta asta. Dar eu sunt sigură. Sunt 100% convinsă că fiecare dintre voi mai puteți adăuga puncte, adevăruri la acest subiect. Pentru că fiecare dintre voi deja ați luptat lupta asta. Fiecare dintre voi deja ați fost învinși sau ați câștigat lupta asta. Așa că puteți adăuga propriile voastre. Puteți să vă luați notițe cu ce vă spune Duhul Sfânt astăzi vouă. Amin? O să citesc un verset din 2 Corinteni, mai multe versete, dacă o să încep. Un verset pe care Pavel îl zice bisericii și spune așa: mi-e teamă însă că așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva cu viclenia lui, gândurile voastre vor fi pervertite de la sinceritatea și curăția față de Hristos. Poftim? Satan luptă clipă de clipă cu copiii lui Dumnezeu, cu biserica, ca să aibă gândurile pervertite de la sinceritatea față de Iisus. Câte zile trăim? Pentru ca să ne scoată din curăție și sfințenie. Zi de zi, lupta e aceeași, câte zile avem pe pământ. Ca să ne scoată din sinceritatea cu Iisus Hristos. Ne este frică cumva de asta? Vreau să vă spun ceva, când Dumnezeu spune ceva, El dă victoria. Biblia nu e dată ca să te sperie și Biblia nu e dată ca să te intimideze. Biblia e dată ca să te ajute în victoria ta. Amin? Biblia ne echipează, ne face mai puternici. Ok, Satan va încerca clipă de clipă, zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, să-mi pervertească gândurile de la sinceritatea față de Hristos. Ok, e bine de știut. Primul punct, primul adevăr. Mintea e casa gândurilor. Mintea e casa gândurilor. Și în 2 Corinteni 10, și de aici o să fie majoritatea mesajului, spune așa: noi, deși trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea, căci armele noastre de luptă nu sunt firești, ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Spune cu mine fortărețe. Noi răsturnăm argumentele și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav ascultării de Hristos. Amin? Amin. Este un război invizibil, permanent. E permanent.
Că ți-e bine, că ți-e rău, că ți-e greu, că ți-e ușor. E un război permanent în viața noastră, în jurul nostru. Este un război invizibil și vreau să zic ceva, biserică. În războiul ăsta nu poți să fii neutru. Faza asta nu mă implic în război spiritual. Nu face sens, pentru că e casa ta. Asta e casa ta. Cum poți să nu te implici în războiul cu privire la casa ta? În momentul în care ai ales să nu intri în războiul spiritual, alegi să fii învins. Nu e altă variantă. Nu e ca și cum, ok, dacă nu el... Satan zice, ok, dacă ăsta nu luptă, lasă-mi în pace. În momentul în care ai decis să nu lupți, ești moment, e momentul învingerii tale. Și poți să fii creștin, născut din nou, să trăiești în completă, completă robie. Implică-te și nu sta deoparte. Pe mine, eu sunt așa uimită de ucrainieni, voi sunteți? Eu sunt uimită, mă gândesc, mă, ăștia, ce au ăștia, mă? Cum de n-au fost cuceriți? Cum de n-au fost cuceriți? De ce nu se lasă? Pentru că sunt casele lor acolo. E lupta lor, pentru că sunt casele lor și familiile lor și pământul lor. Nu lăsa casa ta de izbeliște. Nu lăsa luptă, spune cu mine, decid să lupt. Desigur că spune aici că nu vom lupta cu armele noastre, că am fi knockout, asta e altă treabă. E important să înțelegem asta. Este o luptă care are ca miză formarea de întărituri, cum am citit, în casa minții. Imaginează-ți mintea ta ca o casă. Imaginează-ți și putem să avem pe ecran o imagine, poate să fie oricare alta, cu mintea noastră, capul nostru, cu multe cămăruțe, așa cum avem, de fapt. Mintea ta are așa de multe lucruri și Satan în permanență luptă ca tu să fii cucerit și să ai întărituri în mintea ta. Zice Biblia că sunt lucruri, turnuri, înălțimi, înălțimi care acaparează mintea ta ca să o controleze. Ca să o controleze. Spune-mi tu și gândește-te tu la un lucru pe care îl faci automat fără să gândești și știi că e rău. Fetelor, de câte ori sunteți în fața frigiderului și ați deschis frigiderul? Nu vă e foame? Deloc. Doar că aveți un stres în stomac și v-ați dus și ați deschis frigiderul. Automat, nici nu v-ați gândit, că dacă v-ați gândit, nu v-ați duce. Bărbați, de câte ori sunteți sub un pic de stres și ați deschis computerul? Frigiderul, computerul, orice. Cum facem noi? Cum suntem noi? Cum se declanșează noi fără să gândim ceva rău pe care îl facem? Fără să gândim. Am fost șocată că am schimbat doar 29 de centimetri la bucătăria mea. Am adăugat un corp de 29 de centimetri și mi s-a modificat tot traseul. Două zile am aruncat pe jos gunoiul. Am zis, mă, nu-s normal. Mi s-a format mâna să bag, iar a trebuit să mut coșul de gunoi acolo sub chivetă, din stângare, și toate gunoaiele erau așa, coajile, iar am aruncat coș de ouă pe jos, în dulap. Încerc să deschid Jolly, care s-a mutat, desigur, pentru că am alt, încep să-l deschid și deschid sertarul și zic, e incredibil cum mintea noastră se setează fără să ne dăm seama, pentru că acolo se formează ceva. Și aici nu vorbesc de lucrurile bune. Eu vorbesc de acele întărituri, acele semeții care încearcă să domine viața ta. Fie că e vorba de furie, de frică, de depresie, de tristețe, de păcate sexuale, de lăcomie, de îngrijorare. Orice lucru te domină și instant vine în viața ta, e o întăritură a celui rău. Deja format acolo. Cu ce scop? Să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că aceste lucruri au un singur scop. Tu când ești dominat de acel lucru, îți spun sigur că n-ai nicio plăcere să citești Biblia. Când tu ești dominat și un lucru te posedă pe tine, tu n-ai nicio plăcere să deschizi Biblia. Nu că nu crezi în ea, dar nu-ți vine să o deschizi. Nu-ți vine să o citești, nu-ți vine să iei în inimă. Și dacă citești, nu o înțelegi. Și dacă să zicem că înțelegi, nu aplici.
nu-ți vine să te rogi, nu-ți vine să te închini. Ce închinare? E un cântec. Nu e un cântec. Închinarea e închinare. Închinarea e luptă. Nu-ți place să te lupți când ești dependent și te posedă o întăritură. Nici nu vrei să auzi de închinare. Vreau să fie cât mai departe de tine. Rugăciunea, ce să zic? Mâine, mă rog. Mâine. Tot ce e întăritură în mintea ta are un singur scop, să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că în momentul în care L-ai cunoscut pe Dumnezeu, se schimbă totul în viața ta. Începi să vezi cum gândește El, începi să vezi cum e El, începi să vezi perspectiva Lui asupra vieții. Începi să fii ca El. Cunoașterea de Dumnezeu e ținta celui rău în viața ta. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, gândurile se schimbă. Viața noastră nu e dată de mediul în care am crescut. Nu sunt superficială când zic asta. Eu știu asta bine. Nu poți să zici, măi, e mediul în care am crescut, familia mea nu era nu știu ce, nu m-ai expus la educație, nu știu ce. Vreau să zic un lucru, sunt copii expuși la educație în familii bune care au o viață de... sunt în depresie sau știu eu. Și sunt copii care trăiesc greu și sunt plini de viață și plini de optimism. N-are legătură cu cum ai crescut, nu mai da vina. Nu mai da vina pe circumstanțe. Calitatea vieții tale e dată de gândirea ta. Așa să știi, nu de ce ai, nu de cât ai, nu de ce nevastă ai sau soț. Nu, calitatea vieții noastre e dată de gândire. Ți-ai schimbat gândirea, ți-ai schimbat viața. De aceea lupta este aici. Lupta creștinului aici se dă. Se mai dă și în trup, mai e o boală, mai nu știu ce, dar lupta e aici. Orice lucru te cucerește pe tine, că-i frică, că-i lăcomie, că-i furie, că-i gelozie, că-i invidie, că-i lene, că-i poftă sexuală, că-i alcool, că-i abuz de mâncare, orice lucru te domină pe tine. Este o întăritură pe care Satan a făcut-o în mintea ta cu un scop. Să te îndepărteze de Dumnezeu, să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să te domine. Dar am o veste bună, biserică. Orice întăritură și fortăreață poate fi dărâmată. Poate fi dărâmată. Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu. Absolut orice întăritură, orice lucru poate fi dărâmat de Dumnezeu. Amin? Mintea e casa gândurilor. Al doilea adevăr. Foarte important. Orice întăritură începe cu un gând. Așa să știi. Orice te posedă, orice frică, începe cu un gând. Prin gânduri se formează întăriturile. Prin ceea ce gândim se formează paternurile. Și nu are legătură cu mă, trebuie să am o traumă ca Satan să aibă, să câștige ceva teren în inima mea, trebuie să am o traumă. Nu e adevărat. Pot fi. Traumele pot fi începuturi ale unor fortărețe. Dar și când e bine, poate mă, ești foarte bine, totul îți merge bine și îți cad ochii pe o femeie, dar totul e bine, totul e bine acasă. Vine un gând. La bine. Aceleași gând poate veni la rău, când e stres. Indiferent că e bine sau e rău, gândul vine oricum, pentru că Satan nu stă. În permanență vine, amin? Trebuie să fii alert. În Ezechiel spune așa, 38, așa vorbește stăpânul Domn. În ziua aceea multe gânduri îți vor trece prin minte și vei pune la cale un plan rău. Multe gânduri. Spune cu mine, multe gânduri. Cine a numărat vreodată gândurile pe care le-a avut într-o zi? Zice, poți să le numeri? Multe gânduri vin. Multe gânduri. Este foarte important să înțelegem că atunci când vin gândurile, întotdeauna avem o soluție și soluția e în cuvânt.
Și în 2 Corinteni 10 spune, am citit mai devreme și citesc din nou, și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav, spune cu mine, sclav, ascultării de Hristos. Ați auzit versetul ăsta vreodată? Sclav ascultării de Hristos. Sclav în textul ăsta, știți ce înseamnă? Înseamnă să pui o suliță în gât cuiva forțat. Dați-mi suliță. Imaginați-vă că nu e o coadă de matură. What is? Nu este. Nici nu este. Mă, nu pot să zic că biserica noua generație nu e creativă. Este maxim de creativă. Uitați, am cerut o suliță și mi-a adus o suliță. Pot să folosesc sulița asta la chiuvetă? Imaginați-vă ce zic eu acum. În momentul în care vine un gând, primul lucru pe care tu îl faci e ăsta. Pui în gâtul gândului. Te fac sclav. Stați că nu am terminat. Te fac sclav, îți pun sulița în gât. Primul lucru. De ce? Pentru că totul începe cu un gând. Absolut totul începe cu un gând. Cine de aici a avut vreodată un gând că nu poate mai mult? Cine de aici? Eu aș putea să zic în fiecare zi. Când vine gândul ăsta că nu poți mai mult, pune suliță în gâtul lui. Măi, eu pot mai mult. Eu sunt chemat să conduc. Eu sunt chemat să conduc, așa spune Biblia. Eu nu sunt chemat să fiu târât afară de pe cale. Eu sunt chemat să conduc alți oameni la Hristos. Când vine tristețea, pune-i sulița în gât și spune-i, nu, eu sunt plin de bucurie, am roada Duhului în mine. Eu sunt chemat să fiu bucuros, nu trist. Când vine frica, pune-i sulița în gât și spune, frică, stai la locul tău. Aici nu intri pentru că eu am duc de putere și de curaj. Când vine blestemul, vin paterne care sunt datorate blestemului, tu ce faci? Pui sulița în gât și zici, până aici, nu vreau copiii mei să moștenească lucrurile rele din mine. Nu vreau copiii mei să moștenească blestemele, vreau copiii mei să moștenească binecuvântările. Nu fii tu cel care generează blesteme cu neascultarea de Dumnezeu, că poți să o faci. Ai libertatea asta, aici. Fii cel care generează binecuvântare. Spune cu mine, eu sunt generator de binecuvântări. Din generație în generație, amin. Amin, amin. De slavă lui Dumnezeu. Spuneam că Satan nu vine numai în momentele grele și de stres, cum credem noi. El vine, gândiți-vă la Eden. A venit la Eva într-un cadru perfect. Niciun rău, nicio problemă. Și vine la Eva și spune așa, sigur Dumnezeu a zis că n-ai voie să mănânci din pomul ăsta. Dumnezeu a zis asta pentru că nu vrea să fii ca El, dar nu vei muri. Exact așa vine la mintea ta. Când Dumnezeu îți dă o promisiune, va veni, sigur va împlini Dumnezeu aia. Sigur va fi așa cum a zis, sigur e așa ca în Biblie. Sigur cuvântul e adevărat, sigur că nu știu ce. Satan vine întotdeauna cu cocktailuri, jumătăți de minciuni cu... Nu jumătăți, jumătăți de adevăr cu multe minciuni. Și tu te legi de ceva. Mă întreb, și sigur ne întrebăm cu toții, mă, de ce Eva? De ce Eva a crezut scenariul ăla? De ce n-a zis, mă, ce zici tu? Ce zice Dumnezeu? Ce zici tu? Ce zice Dumnezeu? Pentru că Satan când vorbește, vreau să înțelegi un lucru, Satan când vorbește, orice vorbește, vorbește împotriva lui Dumnezeu. Orice gând de la Satan va veni împotriva cuvântului. Orice gând de la Satan vine împotriva cuvântului.
cuvântul șarpelui din Eden a venit împotriva cuvântului lui Dumnezeu spus oamenilor. Sigur e așa. Orice gând negativ, dacă tu ești sincer acum și îl iei, mă, care ți-a venit acum înainte să intri pe ușă sau în timp ce ești aici? Gândul ăla, împotriva cui vine? Îți zic eu, împotriva cuvântului? 100%. Împotriva lui Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos e cuvântul. Orice gând negativ din mintea ta îl vizează pe Iisus Hristos din tine, ca tu să fii slab și ocupat de o fortăreață care te domină, îți controlează viața, îți controlează emoțiile, îți controlează deciziile, până când tu zici stop. Amin? Spune cu mine, zic stop. Miza bătăliei, al treilea adevăr, este ocuparea casei. Nu se începe cu toată casa odată. E ca mucegaiul, înțelegi? Crește treptat. Și în 1 Petru spune așa, foarte tare, începe, fiți sfinți. Și spune, prin urmare, încingeți-vă coapsele minții voastre, asta înseamnă, disciplinează-ți mintea, disciplinează-ți gândurile, fiind treji, puneți-vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Lupta se dă pentru stăpânire. Cine e stăpânul minții tale? Și iarăși revin, vorbesc bisericii. Acum vorbesc bisericii, așa cum Pavel vorbea corintenilor, bisericii din Corint. Duhul tău poate fi salvat, dar mintea ta poate fi ocupată în întregime de Satan. Miza e cine ocupă casa gândurilor. Satan sau Dumnezeu? Când tu îl crezi pe Satan, Satan ocupă. Când tu îl crezi pe Dumnezeu, Dumnezeu ocupă. E simplu. Ocupantul este cel pe care îl crezi. Ocupantul minții tale este cel căruia tu îi dai crezare. Crezi răul, răul este stăpânul. Crezi binele și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu stăpânește mintea ta. Amin? E foarte important. Orice întăritură ai, este doar despre cine ocupă. Amin? A patra, al patrulea adevăr. Dar înainte de asta, vreau să zic un lucru. Ocuparea asta înaintează pe măsură ce ne îndepărtăm mai mult de cuvânt, desigur, asta e clar. Pentru că necitind nu știi, necitind devii vulnerabil la atac și ajungi să ai nu doar o întăritură, ajungi să ai mintea plină de întărituri. Pentru că eu am văzut oameni dominați de frică și în același timp dominați de tristețe. Și în același timp dominați de lene. Și în același timp dominați de invidie. Și în același timp dominați de nu știu ce. Când eram în Toplița, vă iubim. Să știți că la început, când Dumnezeu ne-a zis să deschidem biserica, am fost foarte respinși de oraș, am avut câteva contracte care se anulau de fiecare dată când auzeau că vrem să facem o biserică. Știu că eram pe drum încoace și am avut așa, mi s-a răscolit o traumă. Și am zis, Doamne, te rog frumos, eu nu mai vreau să merg în trecut. Și tu sunt azi, nici nu te du în trecut. E aceeași variantă, dar tu ești diferită. Tu ești diferită, varianta asta e aceeași, dar tu ești diferită. Tu gândești diferit și ai alte experiențe, bucură-te. Dacă este împotrivire, este lucrare. Toplița. Dar am ajuns cumva la un domn, întrebam de o locație și, mă rog, nu era potrivită și zic, întreabă soțul meu, dar locația aia, știți de ea, știți cine este proprietarul? Și el zice, eu. Ok. Dar locația aia, tot eu. Avea o stradă întreagă. Avea o stradă întreagă, era proprietarul la clădiri cheie din oraș. Lucru care se poate întâmpla exact la fel în mintea ta.
Poți să-i dai o stradă întreagă lui Satan, poți să-i dai toată mintea ta lui Satan, dacă nu ești atent și crezi ce zice el. Dar avem cuvântul. Spune cu mine, am cuvântul. Al patrulea adevăr. Tu ești păzitorul minții tale. Nu Dumnezeu. De multe ori eu am gândit, Doamne, de ce ai lăsat asta în mintea mea? Doamne, de ce n-ai păzit mintea mea, Doamne? Pentru că nu ești robot. Pentru că ești un om creat cu propria ta gândire și ai liber arbitru să alegi. Tu ești păzitorul, gardianul gândurilor tale. Nu Dumnezeu e responsabil de asta. Dumnezeu îți dă alte resurse, dar gardianul ești tu. Spune, eu sunt păzitorul gândurilor mele. Ochii și urechile. Nici n-ați fost atenți. Tot timpul zic așa, invers. De vedeți? Nu știu de ce, am ochi aici. Urechile și ochii sunt ferestre și uși. Eu decid dacă intră ceva sau nu intră ceva. Eu sunt gardianul. Dumnezeu nu o să zică stop. Tu te uiți la ceva și Dumnezeu zică stop. Tu zici stop. Dumnezeu nu te controlează pe tine. Ți-a dat puterea să controlezi tu. Ți-a dat puterea să alegi tu. Tu ești gardianul propriilor tale gânduri. E datoria ta. Nu Dumnezeu e vinovat pentru ce gândești. Tu ești. Tu decizi. Amin? Nu că ești vinovat, dar zic așa. Tu le păzești. Ce se întâmplă? Când vine un gând negativ. Așa vine, mă. Nici nu știi când a venit. Mă. Trebuie să fii foarte. Cum ai zis, fiți treji. Fiți treji nu înseamnă să nu dormiți. Înseamnă să fiți alerți. E adevărat? Fii alert. Mă, când a venit un gând, tu-l verifici. Dacă nu l-ai retezat și e rău, a început deja să crească fortăreața. Cum a intrat? Dacă l-ai lăsat un pic și a dezvoltat. Trebuie retezat de cum vine, afară. Să n-apuce să prindă deloc rădăcină în tine. Pentru că atunci cum l-ai lăsat, e un studiu, pe mine m-a speriat, mulți ani în urmă l-am citit, spunea că peste 50% dintre cei care au gândit odată divorțul, au divorțat. E înspăimântător. Măi, cum a venit gândul? Afară! Afară! Amin? Haideți să-i slavă lui Dumnezeu, pentru că ne relevă. Cum vine un gând? Cum am pus sulița? Te-am verificat. Spune așa în 2 Corinteni. Și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, vedeți împotriva cui se ridică? Împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav ascultării de Hristos. Ascultare înseamnă următorul lucru în acest text. Să-l pui sub. Să asculți. În Dex am căutat și nu am găsit decât a asculta cu urechile. Cred că ne-am căutat bine. Dar e vorba de a asculta, să te pui sub ceva. Când tu iei gândul care vine și îl pui sub Hristos, ce faci? Hristos e cuvântul. Îl scanezi. Îl scanezi cu Iisus. Este gândul ăsta conform cu cuvântul? Dacă da, îi permit. Dacă nu, afară. Orice gând vine în mintea ta, trebuie pus sub Hristos. Hristos zice dacă stă sau pleacă. Dacă știi cuvântul. E adevărat? De atâtea ori am auzit când cineva e în boală și are dureri. Am auzit, nu pot să citesc. Nu poți să citești cuvântul. Te înțeleg. Trebuie să-l citești înainte. Nu poți să mă rog. Te înțeleg. Nu te judec. Te înțeleg. Așa e. Dar roagă-te înainte. Când vine gândul rău, pune-l sub Hristos și vezi. Trece, nu trece. Pune-i sulița în gât. E conform cu cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Dacă da, poți să treci în mintea mea, dacă nu rămâi acolo, pentru că o să-mi formezi o fortăreață în mintea mea și mă distrugi. Îmi distrugi viața, îmi distrugi căsnicia, îmi distrugi familia, îmi distrugi viitorul. Amin, biserică? E important asta. Să punem sub
Nu lași să treacă. Cine de aici a gândit vreodată când a fost bolnav că nu va fi vindecat? Și cum asta e cea mai comună? Nu vei fi vindecat. Pune sulița, ce zice cuvântul? Sunt vindecat prin rănile lui Hristos. Afară! Afară, nu te primesc gând. Mi-e frică. Pune sulița. Ce zice cuvântul? Ce zice Iisus despre tine? Mi-e frică. Pototul în Hristos care mă întărește. Sau n-am curaj. Îmbărbătează-te și întărește-te că eu sunt cu tine. Am anxietate. Pune sulița. Cine are gânduri de îngrijorare aici? Vreau să zic un lucru. Pune sulița în gât la gândul ăla și spune: în dragoste nu există frică. Sunt iubit de Dumnezeu necondiționat. N-ai nicio șansă frică, pentru că eu sunt iubit necondiționat și asta înseamnă siguranță. Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu. În ultimul timp am zis, mare greșeală, și am lăsat în mintea mea că sunt copleșită, s-au adunat lucrurile. Ce trebuia să fac? Acum știu. Mă simt copleșit. Pune sulița. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivit cu puterea voastră. Și Dumnezeu, care e credincios, a pregătit soluția. Asta îi pui tu în gât la copleșit. Sunt un ratat. Eu nu pot. Pune sulița în gâtul la gândul ăla și spune: eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu nu sunt un ratat. Eu sunt plătit cu sânge. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nimic negativ nu lăsa despre tine și despre alții în mintea ta. Pune sulița în gât acelui gând și scanează-l cu cuvântul. Spune: ce zice cuvântul despre tine? Cuvântul îmi zice dacă te accept sau nu. Ieși sau intră, eu decid. Dar trebuie să pun cuvântul în mine, ca să știu. Altfel n-am reperele. Cum scanez dacă n-am reperele? Iisus a murit pe dealul care se numește Golgota, adică dealul craniului. Tot într-un craniu se dă lupta pe care o dăm în fiecare zi noi. Tot aici. Dacă ai înțeles asta, ai înțeles creștinismul. Creștinismul nu este despre salvare, despre lupta pentru salvare. Asta s-a întâmplat deja. Asta s-a întâmplat deja la cruce. Hristos a cucerit salvarea pentru oricine îl acceptă pe El. Pentru cine îl alege pe El. Nu pentru oricine fără să-l aleagă. Din oficiu nu se întâmplă asta. E o alegere. Dar după ce e salvat, este o luptă continuă creștinismul cu întăriturile. Cine ocupă mintea? Pentru că Duhul este problemă rezolvată, acum mintea e o problemă. După Duh vine mintea. Cine ocupă mintea? Cine conduce familia ta de creștin? Care întăritură? Ia gândește-te acum la întăritura din viața ta. Poate ai mai multe. Gândește-te ce te domină. Gândește-te lucru pe care îl urăști și totuși îl faci. Și fii conștient că e o întăritură ridicată de Satan ca să te îndepărteze de Dumnezeu și să-ți fure viața. Dar tu poți să dai afară, să o dărâmi cu adevărul. E foarte important asta. Al cincelea adevăr. Cuvântul este cea mai puternică armă spirituală. În Efeseni 8 spune: în cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista. Când eu am devenit creștină, am învățat dintr-o traducere mai veche, rezista era să puteți ține piept. Cei care sunteți mai vechi înțelegeți ce zic. Ca să puteți ține piept. Și în alte variante sunt: ca să puteți sta în picioare.
ca să puteți rezista, ca să puteți ține piept, ca să puteți sta în picioare. Și am verificat The Message, că am vrut să văd cum e, și acolo scrie ca să țineți piept oricărui lucru pe care Satan îl aruncă în calea voastră. Foarte plăcut. Ca să poți să ții piept la orice lucru Satan aruncă în calea ta, ia-ți armura. Că noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea, ziua testării. Și după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Vreau să vă mărturisesc că în ultima lună, aproape zilnic, am simțit să-mi pun armură. Nu știam ce o să urmeze. După conferința Almas, am fost maxim atacați. Maxim atacați. În toate punctele de vedere, aproape tot ce a fost aici și fiecare adevăr auzit a fost testat. Dar în fiecare zi am simțit să-mi pun armura și de fiecare dată începeam, imaginați-vă armura. Eu începeam cu coiful de sus în jos, mă duceam, nu? Dar uitați ce spune aici, aici nu începe cu coiful, aici începe la mijloc. Spune așa, țineți-vă tari având mijlocul încins cu adevărul. Centura ce este? Este locul de unde se prinde ce? Sabia. Sabia Duhului care e cuvântul lui Dumnezeu. Începe cu asta. Toate celelalte părți din armură, coif, platoșă, scut, sandale, sunt chestii care, cu care te aperi. Nu zici, iau sandaua și straguna, nu? Sunt lucruri cu care te aperi. Singura armă, singurul echipament de luptă este cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și lucrător și taie și despică. Ia cuvântul. Zona asta este cea mai importantă zonă din corpul omului, în afară de inimă, bineînțeles și creier. Dar aici, în zona asta, unde se leagă cuvântul, este zona în care omul procrează, se mulțește și zona în care elimină toxinele din el. Același lucru se întâmplă în spiritual. Dacă tu nu ai cuvântul în tine, n-ai cum să te înmulțești, n-ai cum să înmulțești adevărul dacă nu l-ai pus în tine. Înmulțești altceva, înmulțești falsul. În zona asta este pântecul spiritual cu care tu poți să înmulțești adevărul și să scapi de fals sau înmulțești falsul și nu îți scapă printre degete adevărul. Că nu pui cuvântul în tine. Cuvântul trebuie pus în noi, în fiecare zi, ca o hrană, pentru că eu mă rog cuvântul, eu iau versete și mă rog. Nu pot să concep eu, cu mintea mea, n-am cum să concep o rugăciune mai puternică decât cuvântul lui Dumnezeu. N-am cum să inventez o rugăciune mai puternică decât un verset. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai puternică armă. Ia promisiunile, ia versetele, memorează-le și zile pe din afară, ca iadul, ca forțele din stăpânirea întunericului să audă. Și nu poate sta nimic în fața cuvântului lui Dumnezeu. Hai să dăm slavă lui Dumnezeu. E foarte important asta. Fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Cine a văzut vreodată săgeți aprinse? Nu le-ați văzut, că sunt gânduri. Gândurile sunt săgețile. Ai ridicat până la te-am văzut. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte ce s-a întâmplat în pustie cu Iisus. Desigur că, cum am zis, dealul căpățânii este locul în care Hristos ne-a câștigat înapoi și a plătit sacrificiul suprem. Momentul cel mai important, că acolo a fost gata. El a zis, s-a terminat. Adică e complet, totul e complet, lucrarea e completă. Dar țineți minte în pustie și în Matei 4 găsiți asta.
Când Iisus e în pustie și Satan vine la el, credeți-mă, momentul ăla e un moment decisiv. Decisiv de la decizie. E momentul în care Iisus a fost atacat aici. El atunci a decis să meargă mai departe sau să se pună sub Satan. Pentru că Satan a venit la el și i-a zis: nu-i adevărat că Dumnezeu a zis că dacă tu te arunci, el trimite îngerii tăi să te prindă dacă te arunci de pe templu? Venea cu cuvântul la el, cu jumătate de cuvânt, cu jumătate de adevăr. Satan nu vine în viața noastră: Dumnezeu e dragoste, pot să păcătuiesc cât se poate datorită dragostei. Nu e adevărat. Dumnezeu e sfânt. E sfânt în primul rând. Dumnezeu nu o să accepte păcatul în numele dragostei, pentru că e sfânt. De asta l-a dat pe Iisus. Din dragoste l-a dat pe Iisus, ca tu să ai putere. Vine cu jumătăți de adevăr ca să te înșele. A venit la Iisus ca să-l deconcentreze. Iisus era gândit să facă ceva și vine Satan cu gânduri ca să-l răzgândească de la ce avea de făcut. Ți s-a întâmplat să vrei să faci ceva bine, Dumnezeu ți-a să faci un lucru și pe măsură ce tu mergi și îl faci sau vrei să-l faci, să te răzgândești? De ce te răzgândești? Pentru că Satan a pus un gând în mintea ta, așa cum a pus un gând în pustie la Iisus, ca să-l răzgândească din destinul lui. Gândește-te, mă scoate din destin acest gând? Sau mă așează? Ce i-a zis Iisus? A fost o luptă corp la corp? I-a tras o carată? Nu. I-a zis: este scris. Satan, este scris. Asta a scris Tatăl. Ce e scris, cred eu. Ce spune în Isaia despre mine, cred eu. Că eu voi salva, că am fost trimis. Este scris, Satan. Spune lui Satan ce e scris despre tine când vine împotriva familiei tale. Spune. Spune-i cine ești. Spune-i ce s-a plătit pentru tine. Spune-i. Și în momentul în care îi spui ce este scris, l-ai învins. Amin? Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu. E important. E important asta. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Să știți că răul nu este învins, cum uneori credem, cu un rău mai puternic. Răul este învins numai cu binele, să știți. Răul nu poate fi învins cu un rău mai mare. Doar binele învinge răul. Gândește ca o persoană salvată. Gândește-te despre tine ca o persoană salvată. Dacă tu ești jos, nu poți să gândești și mai jos despre tine ca să te ridici. E logic? Dacă soțul tău e jos, dacă tu gândești mai rău despre el, crezi că se va ridica? Nu, pentru că nu poți să repari ceva rău cu un rău. Doar cu binele, pune binele în gândul tău. Pune cuvântul în gândul tău. Nu. Coiful mântuirii. Eu sunt salvat și sunt în siguranță. Când nesiguranța vine, eu sunt salvat, sunt în siguranță. Eu nu mai trebuie să fac nimic ca să am favoarea lui Dumnezeu și dragostea lui. Când vine vinovăția, când vine neputința, când vin gândurile negative despre tine, zic, eu îmi pun platoșa. Neprihăniri, eu sunt neprihănit prin sângele lui Iisus. Tot ce trebuie să fac e să funcționez așa. Eu nu pot să-mi câștig neprihănirea. E ca și cum anulez ce a făcut Iisus pentru mine, încercând să fac singur. Nu, îl iau pe Hristos și cred ce îmi spune El despre mine și funcționez în ce spune El despre mine. Amin, biserică? Ne punem toată armura. Al șaselea. Hai că stau bine. Al șaselea adevăr, pune mir peste mintea ta. Și când zic mir, nu mă refer la Smirnă. Știți, Smirnă este, și eu am acasă Smirnă, e un ulei pe care îl folosesc chiar și pe față uneori.
pune mir, pune meditare, pune închinare și pune rugăciune peste mintea ta. Miruiește-o. Doamne, miruiește. Pune meditare, ia cuvântul și absoarbe-l și vezi ce îți zice. Ți-e frică? Ia cuvântul despre frică. Sunt așa multe versete în Biblie despre frică. Pai! Câte vrei. Ești bolnav? Ia cuvântul despre boală din Biblie. Nu poți să dormi? Ia psalmii și vezi cum repede adormi. E somniferul cel mai tare. Cine de aici știe că e așa? Credeți-mă. În momentul în care ai început să citești Biblia, Satan zice, culcă-te. Las somn cu tine. Orice lucru, orice lucru vine în mintea ta și te dezechilibrează, te dezarmonizează, dă-i cuvântul. Îndeasă cuvântul acolo. Și vezi tu ce se întâmplă după. Amin? În Evrei 4 spune, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ. Biblia nu e doar o carte. Biblia e o carte vie. Și noi toți de aici putem mărturisi asta, suntem transformați de ea. Suntem pocăiți. Știți ce înseamnă cuvântul ăsta? Nu este titlul celor care merg la o biserică practicantă, nu, asta înseamnă pocăit. Pocăit înseamnă schimbat în minte. Când mama mea mergea la biserică, eu știu că eram copil, taică meu ateu convins, zicea, ăștia ți-au spălat creierul. Câtă dreptate avea. Dar nu oamenii i-au spălat creierul. Dumnezeu. Pentru că pe măsură ce citești Biblia, ți se noiește mintea. Primește revelația cerului. Ce poate un om să schimbe alt om? Cine ar putea crede așa ceva? Nu e posibil. Noi nu putem intra în mintea cuiva, dar cuvântul intră. Ăla rău sau ăla bun? Cuvântul lui Dumnezeu scoate întăriturile alea. Dă așa în toate fortărețele alea. Frică? Bum! Mai citesc un verset. Frică? Bum! Mai citesc un verset. Așa cum se creează așa de înalte, crezând în frică, tot cu cuvânt și sunt distruse. Nesiguranță? Ia de aici nesiguranță. Ia cuvântul nesiguranță. Toate dărâmăturile din mintea ta pot fi distruse prin cuvântul lui Dumnezeu, care este un ciocan mai mare și mai puternic ca orice. E bomba atomică în spiritual. Spune cu mine, cuvântul lui Dumnezeu. Mi-e frică să folosesc acest cuvânt bomba atomică, că ne-e frică la toți. În momentul ăsta nu este așa popular. Dar este o bombă atomică în spiritual, cuvântul. De asta Satan te ține departe de el, dar nu. Mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și poate judeca gândurile și intențiile inimii. Eu sunt dependentă de cuvânt. Dacă nu aș pune cuvântul în mine, aș fi insuportabilă. Mă înțelegeți? Ar fugi toți de mine. Și așa a fugit. Nu, n-am ajuns acolo. Nici nu o să ajung vreodată. Toți suntem insuportabili. Dacă nu pui cuvântul în tine să despartă, vezi în tine, asta nu-i bine la mine. Afară. Asta nu-i bine la mine. Afară. Nu-i bine să strig la copiii mei. Afară. Un duc de înțelepciune, un duc de răbdare. Duhule Sfânt, adu roada. Aleg. Aleg cuvântul tău. Voi știți cu ce vă confruntați. Cuvântul desparte. Aleluia. Și roagă-te și închină-te. Am avut săptămâna asta în familia noastră un moment foarte dificil. Foarte dificil. Disperat. A fost disperată. Am crezut că îmi stă inima. A fost greu. Dar m-am ridicat în picioare și am început să mă rog și să mă închin.
Și toată familia mi-a intrat într-o stare de închinare și rugăciune în alte limbi, așa cum spune Biblia, că niciodată noi patru n-am experimentat așa ceva împreună. A fost o jumătate de oră de război spiritual. Și după acest moment toți patru am fost diferiți. Mă înțelegeți? E putere în rugăciune. E putere în închinare. E putere în cuvânt. Mintea noastră are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lăsa păcălit că-L știi. Nu te lăsa păcălit că-L știi. Că totul se uită dacă nu pui. Trebuie tot timpul, nu? Ca mușchii. Trebuie mereu, că altfel, dacă nu, întăriturile alea se ridică și ești un om învins. Ești un om învins, trăiești legat, trăiești în captivitate. În loc tu să pui, să faci roabe gândurile, te fac ele pe tine. E ori, ori. Spune celui de lângă tine, e ori, ori. Ai o problemă? Du-te în închinare. Așa câștig orice luptă. În închinare câștig orice luptă. Închinarea nu e cântec, e război. Așa câștig orice luptă. Așa câștig orice luptă. Așa atrag cerul în familia mea. Așa atrag promisiunile în familia mea. Așa atrag sănătatea în familia mea. Satan nu vrea să mă ridic din pat. Dumnezeu vrea. Pe cine cred? E despre pe cine cred, pe cine las să-și formeze întăritură în mine. Îi mulțumim pastorei Athena Bloj pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație. Dar nu te opri aici, intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!